Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Angela Socolean și suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Lumină și pentru aceasta vă mulțumesc. Am bucuria și onoarea să vă anunț că invitata mea din această seară este doamna Melfiora. Bună seara, doamna Melfiora! Bună seara! Bine ați venit la Bistrița! Vă Bine mulțumesc v-am găsit și regăsit! Vă mulțumesc în mod deosebit pentru că ați acceptat această invitație, pentru că sunteți așteptată la Bistrița de foarte multă vreme și în sfârșit Dumnezeu în marea lui înțelepciune ne-a binecuvântat cu prezența dumneavoastră aici. Dragi telespectatori, doamna Melfiora este terapeută, este una dintre marile scriitoare în domeniul spiritualității, a scris foarte multe cărți, pe parcurs emisiunii o să amintim toate aceste cărți, de asemenea este colaboratoare la Lumea Misterelor și a introdus în tainele acestea, are lumini nevăzute pe foarte mulți dintre românii noștri și pentru lucrul acesta îi mulțumesc. Sigur că iubește foarte mult România, iubește foarte mult această țară, aceste locuri și tot ce ține de puterile domniei sale face ca să le protejeze și în același timp să ne protejeze și pe noi și nu numai, și pe românii din afara granițelor țării. Tocmai pentru că iubește atât de mult acest spațiu carpato-danubian, aș vrea să începem discuția din această seară, doamna Melfiora, dacă îmi permiteți, pornind de la una dintre cărțile pe care dumneavoastră le-a scris și anume pornind de la cartea Crucea energetică a Terei. O să o mai prezint și pe parcursul emisiunii. De ce aș vrea să pornim de la discuția de la această carte? Pentru că în conținutul ei vorbiți despre marea bogăție și marea zestre spirituală și nu numai energetică pe care le au și le conțin aceste pământuri ale României. De ce crucea energetică a Terei? De ce? Pentru că noi suntem o terminație a unui braț al crucii energetice. Și fiecare braț al crucii energetice are ca terminație o piramidă. Noi suntem pe unul din brațele crucii în legătură directă cu Egiptul. Și de fapt, de ce această legătură? Pentru că în zona țării noastre, în interiorul muntelui Retezat, se găsește o piramidă la scara 1x2, o copie a celei din Egipt. Numită acum Marea Piramidă, dar de fapt ea s-a numit dintr-un începuturi, când a fost construită, în urmă cu 26.000 de ani, s-a numit Piramida Luminii Celeste. Ori pe fiecare braț al crucii se află câte o piramidă și fiecare braț al crucii a fost un mare imperiu. Dacă se poate să arăt un pic. Da. Noi suntem aici, aici e Muntele Retezat și Piramida Nordică, aici e Piramida Sudică și este Egiptul în partea de jos. Aici este Anatolia și dincoace Sardinia. Iată cele patru brațe ale crucii energetice și fiecare din aceste brațe a fost cândva un mare imperiu. Am rămas noi, acest braț al crucii energetice care trebuie să se manifeste și iată că zona țării noastre și neamul nostru, poporul nostru, nu va fi un cuceritor de întinderi, de pământuri, așa cum au fost celelalte brațe ale crucii, popoare, imperii, ci menirea și misiunea României este de a face pe plan spiritual de a realiza ceva. De celelalte imperii au cucerit teritorii, iar noi vom cuceri din punct de vedere spiritual omenirea. Și noi vom aduce din această zonă a lumii, vom aduce și o oarecare armonie, bineînțeles, pace, înțelegere, sigur că, da, evoluția, hai să spunem, colaborare între popoare.
evoluția spirituală nu se poate decât prin armonie, prin iubire față de semeni. Asta înseamnă evoluție spirituală și aceasta avem noi ca menire, poporul nostru, națiunea noastră, locuitorii acestei zone. Și mai este o legătură între cele două piramide din Egipt și din Retezat, cei doi sfinși. Deci, iată, în țara noastră există un sfinx care se află în Bucegi. Acel sfinx nu din întâmplare este acolo, ci este o legătură energetică deosebită pe brațul crucii energetice cu sfinxul din Egipt. Asta vreau să vă mai întreb și să ne lămuriți și pe mine și pe dragii noștri telespectatori, pentru că foarte multă lume este așa ușor derutată, că spunem că există culoare de comunicare, există legături între Bucegi și Marea Piramidă din Egipt. Aceste legături sunt, de fapt, niște legături energetice. Adică nu așa absolut cum ne imaginăm energetice, noi, nu este o cale ferată. Nu, sunt legături energetice, absolut energetice. Crucea energetică a Terei, asta s-a realizat prin ea, e, de fapt, ca o elice a Terei. Iar la intersecția brațelor crucii se află muntele Athos. Încă un simbol puternic al creștinătății. Al creștinătății, eu zic că al și al purității, al spiritualității, al omenirii, că de fapt nu neapărat o religie trebuie să domine Terra. Toate religiile au fost create de om din voia lui Dumnezeu. Nimic nu este întâmplare. Da. De fapt, se spune că niciun fir de păr din capul nostru nu se mișcă. Absolut. Fără... Nici o frunză nu cade de pe un ram fără voia divină. Acum chiar uite că ne-ați luminat și de ce muntele Athos are o însemnătate atât de mare, are o are un magnetism, că foarte multă lume dorește să ajungă pe muntele Athos. Se pare că nu toți, spiritual de mare nu forță. Toți suntem binecuvântați să ajungem acolo. Ce ne mai spune această cruce energetică? Cum va reacționa, cum se va mișca în cadrul acestor schimbări, să spunem, care sunt în perioada aceasta? Energiile, care energii vor domina? Care vor fi mai puternice? Din care braț? Bineînțeles că brațul nordic și sudic are puterea cea mai mare. Și adică brațul unde, suntem noi. Și Egiptul. E puterea cea mai mare și aici se află, de fapt, piramidele duble, atât la suprafața Terei, cât și în interior. Așa este și piramida din Egipt, deși noi vedem numai jumătate din ea, și așa este și piramida din interiorul muntelui Retezat, e dublă. Pe când, pe brațele celelalte, piramidele sunt simple, doar numai... Sunt doar la suprafață. Da, cu un vârf. Acum ele sunt în interiorul pământului, nu se văd. Încă nu, dar vine vremea când ies la suprafață, așa cum va ieși și piramida din interiorul muntelui Retezat. Și aceasta va ieși la suprafață când va fi momentul. Să nu uităm că, de fapt, muntele a fost construit, a fost pus peste ea, special să fie acoperită. Așa că avem un munte cu o formă piramidală perfectă și perfecțiunea se vede și prin faptul că nu are vârf, precum nici piramida nu are vârf, ci o platformă. Da, nici Marea Piramidă și sau Piramida sigur că nici aceea mare nu are vârf. Da. De ce nu are vârf? Pentru că e folos... Pentru că va veni vremea când va fi adus vârful piramidei. Vârful piramidei, am scris eu în careva din cărțile mele, se găsește în munții Pirinei, în interiorul muntelui. Și va veni vremea când și acela va ieși la suprafață și va fi transportat de o navă specială și depus pe vârful, pe deasupra piramidei din Egipt. Este așa cum sunt tot felul de legende, că acel vârf de piramidă este sub formă de cristal. E de cristal, într-adevăr. E un vârf de cristal. Și când va fi depus acolo, va lumina
și va fi toată piramida într-o luminozitate puternică. Și probabil că atunci se vor produce conexiunile dintre energiile Terei și cu energiile Universului. Da. Piramida, de fapt, când a fost concepută și construită, cea din Egipt, a fost în colaborare cu extratereștrii, cu marțienii. Degeaba omul își dă, știu eu, cu părerea în fel și chip cum a fost construită, construcția ei a fost mai mult pe forță mentală decât fizică. Și omului vine greu să creadă acum că cineva, prin puterea minții, putea să miște blocurile acelea de piatră, să le așeze în așa fel încât să nu fie o fisură între ele, să fie... Aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, înainte de a ne continua discuția, pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu. Vorbeați că acele piramide au fost construite și cu forțe extraterestre, cu ființe extraterestre, de ce să nu le spunem pe nume. Și atunci vreau să vă întreb, este adevărat? Pentru că foarte mulți dintre noi încă avem aceste dubii și credem că noi suntem unici. Este adevărat că sunt și alte ființe în acest univers? Bineînțeles. Există posibilitatea ca între noi pământenii și acele ființe din alte galaxii, din alte spații, așa, să avem o relație de colaborare? Absolut, sigur că da. Sunt mulți pământeni care colaborează cu extratereștri, printre aceștia mă număr și eu. Atunci e o confirmare în plus asupra acestei idei, acestui fapt, că foarte multă lume are încă dubii. Deci dacă un semen, un pământean de-al nostru confirmă că există aceste legături și mai ales că le și are... Nu ar fi adevărat, nu ar exista cărțile, cele 20 de cărți pe care le-am scris. Cărțile mele sunt scrise în urma călătoriilor astrale, călătorii în care am fost și am vizitat chiar și planeta Marte, am descris în cărțile mele ce se află și acolo, am descris viața pe alte planete. Greșeala omului este că așteaptă să fie peste tot ca aici, ori nu toate ființele sunt ca noi și sunt în multe alte dimensiuni ființe foarte, foarte evoluate față de noi. Sigur. Și noi suntem ca niște copii mici pentru acestea. Cred că suntem ca niște copii aceia care copăcel învățăm mergem în începem lume. Să deschidem ochii. Da, începem să descoperim și noi Universul. Atât cât puteți să-mi spuneți, cum sunt aceste ființe? În sensul că sunt pline de iubire, sunt bune, sunt bune intenții, deci nu... Nu am întâlnit niciodată ființe, entități care să fie... Să nu aibă iubire pentru noi, să nu ne iubească. Nu am întâlnit așa ceva. Bineînțeles că eu mai spun aceasta. Întotdeauna vom întâlni cu ce vom rezona. Ori dacă omul, pământeanul, ar fi plin de iubire față de toată creația lui Dumnezeu, nu ar întâlni oameni sau ființe care să-i poartă ură sau dușmănie. Dar nu am găsit pe câte planete am călătorit și am descris viața pe alte planete, nu am văzut, nu am vizualizat, nu am cunoscut ființe care să fie, care să urască. Dimpotrivă, își creează granițe energetice. Când ai intrat în teritoriul lor, nu poți decât să iubești. Și iată, aceste granițe au fost create și în jurul țării noastre pe timpul marilor preoți daci. Și noi acum, să știți că lucrăm de multe ori ca să întărim aceste granițe, ca cei care trec prin ele, că există aceste granițe, să vină cu iubire față de poporul nostru, față de zonă, față de tot ce deține această zonă. Eu aș vrea să mai revin puțin, că uite, cred că ne-ați luat așa un văl de pe ochi, pentru că foarte multă lume din cei ce au preocupări în această direcție, au așa o oarecare temere, reținere, spaimă, cum vor fi cei care ne vor vizita.
Și dumneavoastră ați spus acum un lucru foarte important, că întotdeauna vor veni înspre noi ființele cu care rezonăm. Absolut. Și acum realizăm, cred că și eu și dragii noștri telespectatori, cât de important este ca noi să ne schimbăm. Absolut. Că aici este asta foarte important. Și tocmai de asta nu se arată și nu e o colaborare așa la vedere, pentru că oamenii... Spunem că nu sunt pregătiți. Nu sunt pregătiți din punct de vedere spiritual și al iubirii. Asta trebuie să domine omenirea, iubirea și nu ura. Și până omul nu se schimbă un pic, sigur că nu va fi colaborarea directă cu marea masă de oameni. Deci dumneavoastră confirmați odată în plus ceea ce se spune că vis-a-vis de schimbare, că nu poți să schimbi lumea, nu poți să schimbi universul dacă nu te schimbi pe tine în prima dată. Și atunci, probabil că în momentul în care noi ne vom schimba, ne vom transforma, eu am o altă expresie care este adevărat mult mai pragmatică, deci când vom renunța să ne mai conjugăm cu verbul a avea și ne vom conjuga cu verbul a fi și lumea noastră va fi mai frumoasă. Absolut. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră cu aceste transformări, vorbeam și l-am văzut și pe domnul general Emil Străinu într-o emisiune în care a spus un lucru așa care la foarte multă lume a scăpat, dar a spus un lucru de o esență deosebită. A zis că în aceste vremuri în schimbare, în care noi ne pregătim pentru marea întâlnire, dacă nu ne vom schimba, mulți dintre noi nu vom realiza această întâlnire. Așa este. Așa este și după câte vedem, în fiecare zi pleacă mulțime dintre noi, pentru că nu doresc să se transforme, nu doresc să facă un pas înspre lumină. Și atunci nu va putea viețui pe Terra cel care e ancorat în energiile trecutului. Acelea îl trag înapoi și atunci frumos va fi luat de aici și dus pe o planetă undeva unde se va trăi așa cum se trăia pe Pământ acum 2000 de ani sau... A, și vom mai trece prin toate calvarurile și încercările de aici, de pe Terra. Până când omul va dori, s-a dat această libertate, liberul arbitru, spiritului întrupat, ca el să hotărască dacă vrea să facă un pas înainte sau bate pasul pe loc. Da. Vreau să ne reîntoarcem la munții noștri dragi, la munții noștri Carpați și în special la Retezat. Credeți că este bine ca fiecare dintre români să treacă măcar o dată prin acești munți, în special prin muntele Retezat. Pentru că dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că sunt foarte mulți dintre semenii noștri care au fost în Peru, au fost la Machu Picchu, au fost oriunde n-au văzut frumusețea munților noștri și... Nu ne cunoaștem țara bine și vrem deci să credeți că așa cum se spune că orice român ar fi bine ca înainte de marea plecare să se ducă la Roma, ar fi bine să meargă întâi să-și vadă munții. Să meargă la Sarmisegetuza Regia, să meargă în Buceci, să meargă în Retezat, să meargă în Rarău. Avem aceste locuri sacre de care noi suntem legați prin rădăcină. Ori dacă rădăcinile slăbesc, atunci sigur că puterea omului slăbește. Ori noi trebuie să ne încărcăm energetic din aceste locuri sacre. Și este bine ca omul să meargă așa cum se spunea, sau cum fac musulmanii, odată în viață la Mecca. Da. Ei, măcar odată în viață și la noi să meargă în Sarmisegetuza, să trăiască acolo o zi, să vadă ce simte, cum se simte energiile, să simți sfințenia locului. La Pietrele Doamnei, la Sfinx în Bucegi, la Peștera Polovrat. Da, și apropo de ce spuneați dumneavoastră, cum trăim noi alimentați mereu de energiile acestor locuri, așa se și explică acel dor pe care l-au românii noștri care pleacă în afara granițelor țării. Și așa se explică de ce cuvântul dor este doar în limba română și greu, nu-l poți traduce fidel în alte limbi. Și doresc să vină înapoi. Doresc să vină înapoi, indiferent cât de realizații sunt acolo. Da.
Vreau să revin la muntele retezat și faptul că e bine fiecare să mergem să-l vedem. Știu că dumneavoastră organizați multe tabere. Da. Așa cum am mai spus, ați ajutat pe foarte mulți dintre semenii noștri să facă primii pași în această cunoaștere spirituală. Spuneți-mi ce înseamnă aceste tabere pentru cei care participă, ce se întâmplă și cum le schimbă viața. Sunt foarte benefice, deci contează foarte mult ca un grup de oameni să gândească la unison. E atât de minunat să creează atunci, să deschide de fapt un portal energetic între acel grup și în alt, spre creator, univers. Spre univers. Creator, da. Da. Deci am și numit cartea Tabere inițiatice, portaluri celeste, să deschid niște portaluri. Acolo, cei care fac aceste tabere, cu care le organizez, sunt dornici de cunoaștere, de evoluție spirituală și, bineînțeles, că toți merg acolo cu o inimă deschisă, dornici să simtă, să trăiască acele clipe, să simtă energiile, să se ancoreze mai bine în prezent și în energiile create de strămoșii noștri. Iată, taberele, de fapt, acest rol îl au, ca oamenii să se unească în gând, cuvânt și faptă, în simțiri. În cuge și în simțire, da. Exact. Asta se întâmplă la tabere. Și sigur că cei dornici care au început, au mai făcut niște cursuri, citesc asemenea cărți, se trezește în ei ceva, dorința de a pune în practică ceva. Deci nu se limitează numai, am citit și uite ce minunate. Vor să se schimbe. Să se schimbe și să aibă o confirmare a ceea ce au citit. Și acolo, într-adevăr, au confirmarea. Ca să vrem să vă întreb, cel ce merge odată cu dumneavoastră în aceste tabere, se schimbă ceva în viața lui? Se schimbă până acolo, pentru că eu taberele le organizez cu cei care au făcut cursuri cu mine. Ori în aceste grade de curs, ei au practicat ceva, au învățat ceva. Au primit strop de lumină, o picătură de cunoaștere. Exact. Deci nu merg acolo cu oameni nepregătiți care, de fapt, nu știu de ce se... Adică nu fac turism. Eu fac spiritualitate. Ori taberele acestea sunt pur și simplu spirituale. Omul să trăiască, să simtă, să perceapă mai mult decât se poate întâlni și percepe în oraș. Da, eu poate că o să-i rog pe colegii mei, uite, chiar acum este pe ecran, cred că un foc da, de tabără... Din Sarmisegetuza, da, un foc de tabără, da, și la aceste focuri de tabără, în aceste întâlniri, unde dumneavoastră spuneți că merg cu oamenii care deja au parcurs o relativă schimbare și absolut, transformare. Da, să înțeleg că acolo vin și anumite entități? Absolut, sigur că da. În fiecare tabără, în toate taberele mele, ce se vede cu cei doi ochi e puțin, dar se vede cu al treilea ochi și sunt mulți care sunt clar văzători și văd și vedem entitățile, iar acestea doresc să se facă cunoscute chiar și celor care văd numai cu cei doi ochi și atunci iau forme sferice și apar în toate fotografiile noastre. Da, din, cu aparate mai performante, cu aparate performante, pot să dar, fie, sigur, da. Am avut chiar cazuri când pe aparat s-a văzut decorporalizarea. Uh-huh. Deci face meditații, decorporalizări, unde se călătorește în duh, cum se spune, așa, și aparatul a înregistrat chiar decorporalizări. Poate că o să vorbim pe parcursul emisiunii despre aceste decorporalizări, dar acum, atunci când o să vorbim despre călătoriile astrale, acum aș vrea doar să precizați că, de fapt, ce înseamnă această călătorie astrală, aceste decorporalizări? Să nu ne imaginăm că facem așa o levitație și zburăm precum pe covorașul fermecat. Că, de fapt, pleacă partea noastră energetică. Da, sigur. Pleacă partea noastră, scânteia divină din noi, care se înveșmântă într-un corp energetic și rămâne trupul. Rămâne doar trupul aici pe Terra, ori spiritul se detașează și călătorește. Și poate comunica atunci cu entitățile care se află în preajma noastră și merge mult mai departe.
vede ce se întâmplă și cum se trăiește pe alte meleaguri, pe alte planete, în alte dimensiuni, și ai cunoașterea la modul conștient. Știi ce vezi, ce se întâmplă acolo, deci nu e ca un vis, că ai visat ceva și nu mai ești sigur, ci pur și simplu ești în stare de veghe. Da. Am făcut aceste precizări pentru că foarte mulți dintre semenii noștri au oarecare reținere, au oarecare teamă și mai și spus că ei lasă că ești dus cu pluta, vorbești despre lucruri teamă de genul. Teama este prima barieră care e pusă în fața unui spirit întrupat să nu facă pași spre Dumnezeu. I se pune teama, e o barieră. Dacă omul își învinge teama, a făcut un pas mare. Asta trebuie, dorința omului să fie atât de puternică încât să depășească teama că da, dacă mi se întâmplă ceva, nu se poate întâmpla nimic. Dacă aici ai un autocontrol riguros asupra gând, cuvânt și faptă, nu ai de ce să te temi. Atâta timp cât aici îți controlezi gândurile, cuvintele, faptele și ele sunt numai cele plăcute lui Dumnezeu, atunci omul nu are de ce să se teamă să facă o decorporalizare. Alma, știți, doamna Melfiora, ce cred că este greu pentru noi care nu suntem atât de inițiați, de dezvoltați spiritual. Marea majoritate dintre noi care suntem atât de ancorați în material și știți cum este, dacă nu ne prindem așa și vorba lui Argheze, că eu mai spun de multe ori și să pipă și să urlu este, nouă ne vine foarte greu să realizăm că, adică cum, noi mai suntem și altceva decât materia aceasta, energia aceasta condensată. Să vă dau un exemplu la îndemâna tuturor. Nu există om pe Terra care să nu iubească, să nu se îndrăgostească, să zicem. Ei, dragostea aceea, iubirea care o revarsă asupra unei alte persoane, o vede cineva? Nu. Cu cei doi ochi nu se vede și ea totuși există. Da, și se simte, dar se și simte, ce plăcut e când se simte. Da. Da. Așa. Deci există mai mult decât vedem cu cei doi ochi și mai mult decât putem pipăi să spunem că este. Da. Există mult mai mult. Cred că în momentul în care noi vom conștientiza fiecare dintre noi lucrul acesta, cred că și orizontul nostru se va lărgi. Cred că aici se deschide. Da. Aș vrea să vorbim, am vorbit puțin despre munții Retezade și doar în câteva cuvinte și cred că se pot scrie volume întregi despre enigmele pe care le mai ascund aceste munți. Spuneți-mi un pic ce înseamnă pentru dumneavoastră ca mare maestru, ce înseamnă pentru român sau ce ar trebui să însemne pentru român cetățile dacice. Pentru că după cât de mult ne îngrijim noi acum că le lăsăm în paragină și toată lumea le distruge și se duc turiștii și fac grătar și așa mai departe, s-ar părea că nu înseamnă foarte mult. Poate că dumneavoastră ne spuneți și poate că după ce ne spuneți dumneavoastră, o parte dintre noi ne mai sensibilizăm. Acolo se află, putem spune așa, sufletul neamului nostru, spiritul, sufletul poporului. Acolo ar trebui să intrăm mai atenți și mai tăcuți și copleșiți de iubire ca în orice catedrală. Acolo, de fapt, e catedrala spirituală a neamului. E păcat că s-a dat atât de puțină importanță acelui loc. Și că încă și se că mai dă așa de puțină importanță. Dar mai spun încă ceva. Știți cum se spune, în tot rău e și un bine. Când o să fie toate foarte roze și se va urca foarte ușor acolo, foarte mulți vor merge care, de fapt, nu prea... N-au nicio legătură, legătură cu spiritualitatea. Da, și cu spiritul acelor locuri. Ei, da. Poate că atunci se va putea urca atât de ușor, după ce se va face acolo un pic de ordine, să fie cineva acolo de veche, cine intră, ce face și vă spun acolo, nu e bine să meargă, să facă grătare sau să bea bere sau să strige. Acolo da, trebuie că este ca și când ai comit un sacrilegiu. Absolut, așa este. Deci acolo trebuie intrat ca într-un sanctuar. Și
Să sperăm că o să vină și vremea când se va intra astfel acolo. Să știți că de foarte multe ori mi-am pus și eu această întrebare, pentru că eu am mai fost pe la cetăți pe acolo, că am zis, domnule, poate că înțelepciunea divină face ca acele locuri să nu fie chiar așa de accesibile. Că așa greu este, ajungi și până la Sarmisegetuza, foarte mulți dintre noi suntem comozi, nu ne ducem pe jos, ne ducem numai cu mașina și așa mai departe. La Blidarus, pe exemplu, ca să poți să ajungi, trebuie să mergi prin pădure și nu întotdeauna condițiile sunt bune, da, uneori da, poate plouă. Da, drumul e destul de greu, sigur. Da, cea mai ușor accesibilă este cea de la Costești, dar în general lumea spre Sarmisegetuza se îndreaptă și dorește să meargă. Spuneți-mi, energia acelui loc, la Sarmi, după ce stai o perioadă de, după ce, că dumneavoastră ați făcut și tabere acolo, se primesc anumite informații, te schimbi pe acolo, tine, te cunoști pe tine mai bine? Am fost a doua oară acolo, prin 95, cred că era aceasta, am rămas peste noapte acolo. Atunci era acolo o cabană UNESCO. Între 90 și 95, nu mai știu exact, o cabană UNESCO, unde am și rămas peste noapte. O să-i rog pe colegii mei să dea niște imagini cu Sarmisegetuza și dacă am rămas acolo cu un grup peste noapte, sigur că am făcut o meditație pe soarele de andezit. Și să nu uităm că acel soare, zicem noi, e o piatră, e din piatră acum, dar el, de fapt, semnifică ceva. Semnifică soarele inestimabil care se află în interiorul pământului, care se afla în templu sacru, chiar în sala solară, sala inițierilor. Ei, a face o meditație pe acel, în acel loc, pe acel soare sau în jurul lui, pur și simplu, ai niște imagini, așa cum ai vizualiza un film. Pur și simplu vezi imaginile a ceea ce se întâmpla acolo. Este în ca vechime. Și cum ai face o regresie. Absolut, în timp, o călătorie în și timp. Și eu vin și spun, niciodată acolo nu s-au făcut sacrificii umane. E așa cum se povestește, e atât da. E de greșit această idee că se făceau sacrificii umane. Nu. În acel loc nu s-au făcut sacrificii umane. Deci poți vedea acolo ce s-a întâmplat cândva, ce se întâmplă, precum la fel putem vedea și ce va fi în viitor. Dar și ce nu realizăm noi, cât de sacre sunt aceste lucruri. M-am uitat acum, cred că ieri sau alaltă, zilele astea la televizor, când s-a prins flacăra olimpică. Și m-a și dus cu gândul la Sarmisegetuza, la Blidarus și la celelalte cetăți, pentru că, de fapt, am văzut dansul acela al preoteselor, că, de fapt, erau niște dansuri ritualice. Erau niște dansuri ritualice. Adică nu erau numai așa niște mișcări coreografice. Vin și spun, soarele dacic e împărțit în 10 raze. Fiecare rază reprezenta un templu. Fiecare templu avea o misiune, acolo se făcea ceva anume. Și acolo, sigur că erau preoți, erau vestale, preotese care lucrau în acele temple. Da, și pentru că, da. E păcat ca oamenii zilelor noastre să nu-și cunoască aceste rădăcini spirituale. Da. Asta vreau să spun mai devreme, că e așa o controversă dacă, într-adevăr, la Daci existau și preoți și preotese. Sigur că acum educația modernă este destul de greu și poate chiar și reminiscențe din tradiția și din cultura noastră, încât să recunoaștem că pe vremea dacilor, totuși, femeia, partea feminină, energia feminină și avea locul de onoare, avea un cuvânt de spus în societate. Nu va veni din nou vremea când femeile vor avea loc de cinste în conducerea țărilor și a omenirii. A popoarelor, în general. Și nu vor mai fi atâtea războaie cum sunt acum. Pentru că altfel simte o mamă pentru copilul ei, nu vrea să-l știe în război, și altfel simte un tată când vrea numai răzbunare. Îl ocrotește, îl iubește, îl protejează, nici într-un caz nu îl trimite în lumea, hai să spunem, dură a războiului. Știm că se vor schimba în timp. Vreau să vă mai întreb despre Sarmisegetuza. Știu că este marele sanctuar, sanctuarul circular. Ce puteți spune despre celelalte sanctuare?
erau, deci reprezentau cele 10 raze și fiecare sanctuar. Erau sanctuare unde preoții de acolo lucrau, să zic așa, slujau, făceau anumite ritualuri într-un sanctuar, să zicem, pentru curaj. Da. Da. Pentru curaj, în altul pentru evoluție spirituală, într-un alt sanctuar pentru armonie, pace în familie. Și fiecare templu, de fapt, din Marele Sanctuar, avea o menire a sa. Și sigur că erau temple unde erau mari preotese care ele lucrau acolo, mai ales templele unde erau copiii de mici duși la inițieri acolo. Ei deveneau preoți în timp, dar după ani și ani de zile de studiu și pur și simplu crescut într-o anume rigurozitate și concepție de viață, toate se manifestau prin iubire. Se spune, mă rog, literatura de specialitate spune că, de fapt, copilul rămânea în cadrul familiei până la 7 ani. De la 7 ani era dat în grija preoților și așa mai departe. Că eu câteodată mai glumesc și am zis, domnule, dacii noștri cât de înțelepți erau, cât de bine își pregăteau viitoarea generație pentru confruntarea cu viața, pe când noi, la copiii noștri, le trimitem și acum chifteluțe când sunt studenți. Nu? Deci cât de greu îi desprindem de noi. Asta este și pe alte, planete. Copiii sunt crescuți de, să le zicem, educatoare, învățătoare, învățători, de foarte mici. Dar sunt persoane foarte bine pregătite spiritual, lucrează numai în iubire și armonie și așa cresc generațiile. Ori părinții știu că au copii acolo, îi vizitează sau cum ar fi vacanțele, îi iau acasă, dar acolo de fapt învață legile spiritualității, legile iubirii. Da. Și atunci când sunt mari, nu doresc lupte și războaie, ci doresc pace și armonie. Credeți dumneavoastră că asta ar fi una dintre motive pentru care urmașii dacilor, noi românii, nu am fost un popor războinic? Niciodată n-am dus războaie de expansiune, cucerire, de cucerire, de așa de mărirea granițelor. Din contră, ni s-a mai luat câte o bucățică din Pământul Sfânt. Probabil că din generație în generație s-a transmis această educație. Da, pentru că menirea și misiunea poporului nostru nu este de cuceriri de teritorii, ci de evoluție spirituală. Și iată cum se dovedește prin timp că, de fapt, asta e menirea noastră și misiunea neamului nostru. Dacă, apropo, că mi-ați adus aminte, știu, cândva aveați o temă, un subiect foarte drag și cred că aveți și o editură care se cheamă Misiunea România. Da, așa, în două cuvinte, ne puteți spune puțin cum vedeți dumneavoastră România de astăzi și România de mâine? Având în vedere că acum este o Românie în criză socială, economică, e frământată, noi românii suntem mai dezbinați între noi. Asta e România prezentului. Dacă toți românii ar gândi cu iubire la semenii lor, să știți că nu am avea niciun fel de criză. Nu. Atâta timp cât omul nu-și controlează gândurile, trăim ceea ce se trăiește acum. Dar dacă oamenii ar fi dornici de armonie, nu am avea criză nici financiară și de niciun fel. Ce e de lucrat? Vreau să vă spun că mă bucură ceea ce spuneți dumneavoastră și am să vă și spun de ce. Pentru că mai mulți invitați în această emisiune mi-au spus, doamna Angela, e fals că se spune că este o criză economică și socială. Este, de fapt, o criză spirituală. Asta deci în momentul în care noi, oamenii, o să încercăm să ne schimbăm, atunci și rostul lumii, cum spun eu, va fi altul. Și mi-a dat un exemplu deosebit de banal. Și sigur că fiecare, până la urmă, îți pui întrebări, te gândești așa. Deci, uite, de exemplu, într-o bucătărie,
femeia asta până acasă, ea are 50 de farfurii, pe care sigur că nu le folosește pe toate odată, că este și firesc, și se uită peste gardă la vecinul ei, care are și copii mai mulți și așa, și are 3-4 farfurii. Și zice, credeți că ar fi un efort deosebit de mare din acele 50 de farfurii pe care le are și pe care o parte nu le folosește să mai dăruiască și celor care au mai 3-4? Dacă stai să te gândești, chiar așa este. Și deci cred că atunci când noi vom învăța lecția aceasta a dăruirii, dacă ai câte ceva să mai dărui... înseamnă a primi. Cine oferă, primește. Da, și cred că atunci când vom încerca să ne schimbăm chiar și gândurile, așa cum spuneați dumneavoastră, cât de important este că, știți, românul nostru, mie sunt foarte dragi românii, întotdeauna am spus că a fost un popor și este un popor deosebit de deștept. Când îmi spunea, ai grijă ce-ți dorești, că poate și primești. Trimiți câte un gând și nu știi niciodată când ți se întoarce, cum ți se întoarce și cât de înzeci sau însutit. Să cerem numai ce ni se cuvine. Da, nu. Și apropo, știți că cu schimbarea, că și mie mi se pare nefiresc și cred că nu numai mie și dumneavoastră, dar foarte multă lume, că 10% din populația lumii să mențină, sau mă rog, să aibă în stăpânire toate bogățiile și restul, mă rog, să supraviețuiască sau să o ducă cât de cât de pe azi pe mâine. Și cred că în momentul în care va exista această vine vremea când își vor da din marile averi, s-a început chiar cu anumiți miliardari care și-au dat mai mult de a 10-a parte din averi și vine vremea când înțeleg că trebuie să dea. Dacă toți ar avea strictul necesar, nu ar fi oameni sărași pe tera, nu ar fi muritori de foame. Dar asta trebuie să înțeleagă cei care au acumulat prin diferite metode, nu chiar... Mai mult sau mai puțin ortodoxe, da. Nu chiar cum s-ar cuveni acele averi, dacă ar înțelege, să mai renunțe la atâta din avutul lor. S-ar face o egalizare și o armonie pe tera. Vreau să vă mai întreb, să mai rămânem puțin în spațiul acesta al cetăților dacice. Care era relația, legătura dacilor cu natura, cu tot ce-i verde, cu tot ce-i viață? Erau mari iubitori de natură și înainte ca neamul acesta să devină creștin, așa cum și egiptenii se închinau la soare. Deci soarele era considerat creatorul, Dumnezeu, dătătorul de viață. Și nu e foarte greșit, nu e greșit deloc, pentru că în soare, în ceea ce noi numim soare, de fapt, viețuiesc cele mai înalte entități de lumină care emană și emit lumină până pe Terra. Deci nu era greșit să se închine soarelui, nici egiptenii și nici strămoșii noștri. Legătura... Cu natura, natura. Respectul, cum era? Erau mari iubitori. Adică nu se tăia un copac dacă nu era absolut necesar, dacă nu se întrunea o comisie care să stabilească câte lemne vor fi tăiate și de ce. Nu jaf în păduri. Nu. Adică nu rădeau munții și dealurile, da. Erau, dacă se tăia un copac, se tăia pentru că nu se putea altfel, dar nici de cum, nu așa, de dragul de a-l vinde și de a câștiga din aceasta. Da. Și de câte ori se tăia un copac, se punea întotdeauna altul în locul lui. Asta era o lege. Nu se tăia și nu se risipea nimic din natură. Deci strămoșii noștri trăiau într-o armonie perfectă cu natura și pentru că o iubeau și că erau într-o așa o armonie și natura le răspundea la fel. Da. De ce se spune că românul era frate cu codru? Pentru că iubea și el codrul și atunci codrul îi dădea lui tot ce îi trebuia la nevoie. Da, apropo de înțelepciunea poporului român. Mai că astăzi românul e cam frate vitre cu codrul. Nu prea este... E păcat că acum foarte mulți sunt foarte dornici de averi mari, de câștiguri și nici nu apucă uneori să le acumuleze atâta cât au vrut, că vine vremea să plece și pleacă, cum se spune, tot în patru scânduri.
Ar trebui să gândească omul mai profund că nu neapărat a aduna bogății aici e necesar, ci a aduna bogăția cu care să te poți duce dincolo. În fața lui Dumnezeu, la Marea Judecată, da. Luăm și noi o mică pauză de publicitate și revenim după aceea. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, doamna Melfiora, despre această bogăție, aceste zauri care sunt cetățile dacice pentru noi. Eu aș vrea să mergem pe celălalt braț al crucii energetice a Terei și să vorbim puțin despre piramide, da, care ați mai spus și la început, dar acum vreau să aprofundăm. Care este legătura dintre Munții Retezat și acele piramide și, de fapt, care este enigma marelui sarcofag? Că foarte multă lume se duce și vizitează piramida luminii celeste și zice că da, nu mare lucru n-am văzut, am văzut acolo așa niște pereți goi, dar ce te-o fi impresionat pe tine sau pe alții? Vă rog să ne vorbiți un pic despre Marea Piramidă, despre enigma sarcofagului. Ajungem iar la Sarmisegetuza, da, la marii preoți daci, la zeul Zamolxe. Zamolxe este un spirit veghetor al acestui neam și ținut. Zamolxe a fost inițiat în sarcofagul din camera regală. Acel sarcofag nu a fost niciodată un loc unde erau depuse cadavre morți, nu. Acel sarcofag de întotdeauna a avut rolul inițierilor. Iată, marele zeu Zamolxe a fost inițiat acolo, el a adus de acolo cunoașterea și foarte multe din învățăturile primite acolo în școala egipteană, inițiatică egipteană, a adus și a predat-o preoților daci și de acolo până în zilele noastre această învățătură continuă să perpetuează. Sarcofagul din camera regală, deci e locul sacrelor inițieri. Adică vă rog să nu vă supărați, așa pe înțelesul nostru, aceste inițiări sunt de fapt aceste legături care se realizează cu energiile universale, cu energiile înaltului. Piramida, de fapt, este un captator de energie, cel mai puternic captator de energie, da, de pe Terra. Ce frumos se vede acum și piramida. Da. Cel mai puternic captator de energie de pe Terra. Toate planetele din sistemul nostru solar au asemenea piramidă. Aceste piramide ne țin, de fapt, pe o orbită anume. Pământul era în pericol cândva să iasă de pe orbită și atunci s-a construit această piramidă. Deci, dacă Terra ar fi ieșit de pe orbită, sufereau și celelalte planete. Și atunci, frații noștri marțieni au venit, au oferit cunoaștere, au ajutat la construcția Marii Piramide. De ce? Ca ea să rămână, ca Terra să rămână pe acea orbită, să nu se destrame sistemul. Sarcofagul este depus, piramida are o axă energetică. O axă energetică. Ori sarcofagul se află exact pe acea axă. Când am fost în Egipt, cu un grup de 36 de persoane, așa am fost ajutați din înalt, încât am stat 2 ore și jumătate în camera regală și am intrat pe rând în sarcofag fiecare. Ei, când a intrat în sarcofag, era foarte clar, simțeai acel ceva că tu nu ești trupul, că tu ești altceva. Că tu nu ești tu, vorba aceea, da. Da, tu nu ești tu, tu nu ești omul pământean, tu ești de fapt scânteia divină. Pur și simplu simțeai că te-ai, trupul tău, sau tu, cel care conduce acest trup, te-ai detașat de el. Te-ai expandat. Exact. Te simțeai că ești altceva, acel ceva care coordonează mișcările trupului. Iată, numai cine ajunge acolo să simtă, să trăiască așa ceva, poate crede și înțelege că trupul acesta este efemer și că, de fapt, noi nu suntem trupul. Nu, noi suntem altceva, acel ceva care dirijează acest trup. Noi suntem, practic, căsuța de protecție a acelei scântei divine. Eu zic că trupul este vehiculul care mi s-a dat pentru Terra. Da. Spiritul lui,
care viețuiește în trup, i s-a dat acest vehicul în care să se manifeste, să se deplaseze și să facă ce are de făcut aici pe pământ. De ce de obicei doar faraonii împreună cu familia lor erau, hai să spunem, înmormântați în aceste piramide? Faraonii erau și altceva decât suntem noi, oamenii muritorii de rând? Primul faraon care a fost pe Terra, exact la construcția Marii Piramide, a fost un avatar, un spirit avatar, un spirit care a venit aici și a autocreat corpul. Și sigur că de unde venea el, dintr-un spațiu foarte înalt, știa de ce a venit și că trebuie să ajute omenirea să facă pași spre lumină. Și el le-a spus așa, că el este faraon, se numește faraon. Și toți urmașii lui erau numiți faraoni. Ori, de fapt, faraon însemna un spirit super evoluat. S-a ajuns până la faraonii mai încoace cu câteva mii de ani, care erau pământeni, da. Așa, dar și aceștia erau toți inițiați. Uh-huh. Niciun faraon. Îi vedem în piramide, îi vedem în toate mormintele pictați acolo și peste tot îi vedeam cu brațele încrucișate, ceea ce însemna că a primit iluminarea. Uh-huh. Ducea cu el lumina. Deci erau niște inițiați și aveau menirea și misiunea să propage cunoașterea și lumina pe pământ. Nu degeaba se spune despre ei că sunt copiii soarelui. Și să închinau soarelui, da. Sigur că da. Și iată că Zamolc a fost acolo, a primit cunoașterea, a primit inițierea și a venit și a oferit-o neamului nostru, strămoșilor noștri. Și de acolo până în zilele noastre se propagă. Deci, chiar dacă civilizația umană a trecut prin diverse etape ale evoluției, au rămas câteva ființe care au dus mai departe această taină, enigma sarcofagului? Absolut, absolut. Chiar în piramida. Piramida din Muntele Retezat este o dublură acestei piramide, dar la scara 1:2. Exact ce este în Marea Piramidă din Egipt se află și în piramidă. O arhivă a tuturor civilizațiilor care au viețuit pe Terra. Au viețuit multe civilizații și avem în piramida de la noi din țară aceste documente. Le putem spune documente. Când va fi momentul, sigur vor fi văzute, dar încă nu e chiar vremea lor. Dar prin inițieri, prin decorporalizări, se poate intra acolo și se intră și să iau niște lecții de acolo și vii cu ele și le oferi semenilor anumite. Da. Pentru că tot am vorbit despre decorporalizări și am și intitulat această ediție Călătorii Astrale. Aș vrea să vorbim puțin mai amănunțit despre aceste călătorii astrale. De fapt, ce înseamnă aceste călătorii astrale și cine le poate face? Toți cei interesați le-ar putea face. De fapt, fiecare om face călătorii astrale, dar în starea de somn și spune am visat. Visele nu sunt altceva decât călătorii astrale, numai că în vis, visele pot fi combinate cu emoții puternice de peste zi ale omului. Și atunci omul nu mai face diferența care a fost informația venită prin vis, vis-a-vis de trăirile lui din plină zi când sau a trecut prin ceva. Sau cum mai spun eu, care a fost informația venită prin televizor, că unii mai adorm și cu televizorul și mai, deschis. Da. Mai văd pe lângă ce li se dă, mai văd și secvențe din filme și așa. Dar din totdeauna s-au făcut călătorii astrale, adică spiritul s-a detașat de trup, s-a decorporalizat și a călătorit. Și dacă ne ducem la Vechiul Testament, găsim acolo atâtea ființe, Enoch, Ieremia, Ezechiel, câțiva din ei care făceau aceste călătorii astrale și veneau, deci ei acolo primeau anumite informații, ce au de făcut, cunoașteri, ce trebuie să spună lumii. Iată, veneau și spuneau și erau crezuți. În Noul Testament, aici mai încoace, mai aproape de noi,
găsim la Apostolul Pavel, care a spus: am văzut pământul de la mari depărtări, dar nu știu dacă eram în trup sau numai în duh. Sigur că era în duh. Iată, o călătorie în duh, de fapt, e o călătorie astrală. Eu zic, detașarea spiritului de trup, și asta o face și o fac oamenii chiar la modul inconștient, când sunt foarte obosiți, ajung acasă, se așează pe un fotoliu sau pe pat și imediat ațipesc. Și la cel mai mic zgomot, tresar. Spiritul s-a detașat în starea lui de relaxare profundă, dar la un zgomot mic a venit înapoi, pentru că există acel cordon de argint, acel fir de lumină care leagă spiritul de trup și vine înapoi la un zgomot. Da, și în momentele alea, hai să spunem, de picoteală, de mică țipială, așa, de fapt noi ne încărcăm energetic, pentru că scânteia divină se duce în universul. S-a dat pământenilor ziua și noaptea. În ce scop ziua și noaptea? Că putea foarte bine să fie numai zi. Ei, tocmai în scopul acesta, ca omul, spiritul întrupat, întregul trup, suflet și spirit, noaptea să doarmă, ca spiritul să se poată detașa, să meargă, să primească lumina, să se încarce energetic, să fie întrebat: bine, spirițele, ai mers pe pământ cu spunând că vei face așa, 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 și uite că tu nu faci ce ai promis. De ce? Am să fac de mâine începând. Și vine înapoi și iar se trezește în trup. Și de mâine, dacă a fost în vis, s-a uitat unde a fost și ce a făcut și ce i s-a spus, și iar continuă să adune averi pe pământ și nu care să le ducă cu el dincolo. Iar continuă să se conjuge cu verbul avea. Iar vrea să aibă, nu să fie. Și iată de ce s-a dat ziua și noaptea, ca spiritele să se poată detașa. Când omul e în starea aceea de inconștiență, de somn profund, spiritul țâșnește, se duce, se încarcă și vine înapoi. Probabil că vedeți că și în cadrul medicinei există această recomandare de a sta în repaus la pat. Și cred că nu întâmplător, pentru că așa se reface încărcătura energetică, organismul într-o oarecare liniște, relaxare, rup de zbuciumul lumii și de preocupările de zi cu zi. Am vrut să vă întreb, deci am înțeles și cred că și dragii noștri telespectatori au înțeles ce înseamnă Marea Piramidă, de ce este ea așa de importantă pentru întreaga civilizație umană, ce este de fapt acea taină a Marelui Sarcofag. Vreau să vă mai întreb și să ne lămuriți că foarte multă lume își pune întrebarea: ce sunt ghizii spirituali? Că se spune că aceste călătorii astrale întotdeauna te însoțește, nu chiar ca și când duce mămica copilului la grădiniță, le ia de mânuță și îi arată grădinița, ci așa te însoțește acel ghid în călătoriile acestea astrale, poate te și ajută să evoluezi. La un moment dat, când ai dobândit o anumită cunoaștere, te predă, să spun așa, te încredințează altui ghid. Da. Ce sunt ghizii aceștia? Ghizii sunt ființe în corpuri materiale care au și ei misiunea să se ocupe de noi, să ne ajute să facem pași spre lumină, pași în spiritualitate. Unii pot fi din cei care au trăit cândva pe Terra, s-au debarasat de trup, crezând cei de aici că au murit, nu există moarte. Adică pot să fie și cineva din neamul nostru, din familia noastră, cineva foarte apropiat. Dar aceștia sunt ghizii, să zic, de nivel inferior. Dar și aceștia te pot ajuta într-o călătorie astrală, la o decorporalizare, dar exact cum a spus, după ce ai parcurs o anumită frecvență, un anumit grad de evoluție, te predă alte entități care el știe că aceea te poate conduce și te poate ajuta mai mult decât el. Așa cum sunt aici educatoarele la grădiniță, apoi învățătoarele, apoi profesorii universitari. Așa și acolo entitățile au diferite grade și se ocupă de noi.
Da, uite, am în mână și mă uit așa cu mult drag și respect la una dintre cărțile scrise de dumneavoastră, Eli, primul meu ghid astral. Ce puteți să-mi spuneți despre el? Cât de drag vă este acest ghid spiritual? Mi-a fost foarte drag și am comunicat cu el vreo 3 ani de zile, s-a ocupat de evoluția mea. Și am suferit crunt când mi-a spus că de mâine nu va mai fi el în preajma mea, ci un alt ghid. Un alt ghid, e vorba despre Alec. Da. Eli, de exemplu, cu Eli am trăit viață pe pământ, am fost împreună pe Terra în urmă cu 26.000 de ani, când s-a construit Marea Piramidă. El atunci era femeie și eu eram bărbat. Și ne-am promis să ne ajutăm, da. Cel care va fi dincolo și va fi la un nivel mai înalt să vină să-l ajute pe celălalt. Și a venit acum în această viață și m-a ajutat enorm, m-a ajutat să înțeleg că se poate comunica cu entități care sunt în corpuri imateriale. Cu permisiunea dumneavoastră pot să fac așa o mică dezvăluire? Cum să nu? Că în una dintre cărțile dumneavoastră ați scris că sunteți printre acele ființe de atunci, de demult, care ați participat la construirea Marii Piramide. Da, așa este. Așa este, m-a uimit și pe mine și chiar Eli, primul meu ghid astral, a ținut să mă ajute să înțeleg aceasta și de fapt să ajung să fac regresii în timp, să văd viața mea de atunci împreună cu el când lucram la construcția Marii Piramide și am descris aceasta. Nu era viața atunci așa. Cred că și în crucea energetică. Da, și am avut o carte, cea de-a doua carte, unde am descris pe larg numai construcția Marii Piramide. Cum era viața? Păi, cu 26.000 de ani în urmă, erau unii oameni foarte evoluați spiritual. Când spun că piramida s-a construit mental, prin forța mentală, este un adevăr. Eu am văzut cum stăteau în cercuri câte 12 inițiați, mari preoți, 12... Din lung galactice. Așa, și de pe Terra, și cu cei de pe Marte care au venit să dea ajutor, și se formau astfel 12 cercuri din 12 oameni, fiecare cerc, să zicem, oameni, entități evoluate, spirituale. Se concentrau asupra unui bloc de piatră și blocul acela urca așa parcă cineva îl aspira și îl ducea sus și îl așeza unde trebuia. Așa au fost și tăiate blocurile de piatră, așa au fost și mișcate de la locul lor. Și îmbinate între ele, sigur pentru că da. Sunt atât de perfect îmbinate. Să știți că marțienii au fost mari specialiști, au dat ajutor foarte mare, de fapt ei cu niște, să le numim acum raze laser, că nu aș putea să le zic altfel, doar le dirijau prin forța mentală și tăiau piatra. Iată ce importantă este forța omului, forța interioară. De fapt, acea energie, gândul este energie. De care ar trebui să țină toată lumea cont, pentru că pământul e înconjurat de emisiile noastre gând. Ori dacă acestea nu sunt albe, nu sunt luminoase, e trist. E trist pentru că apasă Terra și se întâmplă ce nu am dorit să se întâmple. Iată de ce omul trebuie să ajungă să-și controleze gândurile. Da, pentru că omul nu este perfect, dar este perfectibil. Dacă cred că fiecare dintre noi am conștientizat lucrul acesta și am lucrat puțin așa la este. Sufletul nostru. La... Dar omul trebuie să ajungă acolo încât să-și facă ordine în el. Întâi, până nu-și face lumină în interiorul său, nu are de unde să emane lumină și de unde să ofere lumină celor din jur. Pentru că toți sunteți aici și aș vrea să nu vă supărați, vreau să profit la maxim de prezența dumneavoastră. Da. Poate ne dați și niște sfaturi. Spre exemplu, că cum să ne împăcăm cu trecutul, cum să ne împăcăm cu persoanele care au existat în viața noastră și probabil că nu întotdeauna ne-au făcut numai bine și ne-au întins covor de flori. Cum ar trebui să trăim prezentul și cum să ne construim viitorul? Ne-a fost dat un învățător pe Terra
pe care ar trebui să-l ascultăm, să-i respectăm învățătura adusă. Acel învățător este Iisus, Iisus Hristos. Când cineva te supără, ce a spus Iisus? Dacă te lovește, întoarce și obrazul celălalt. Ei, câtă lume face acum aceasta? Aproape nimeni și mai mult, chiar dacă un pic l-a supărat, încearcă să-i facă rău. Trebuie să se ajungă acolo încât să iertăm, să avem puterea iertării. Asta e foarte important. Să nu urâm și să iertăm. Să fim înțelegători, să fim îngăduitori cu semenii noștri. Până nu ajungem la această îngăduință față de semeni, nu putem merge mai departe. Îngăduința, am putea să o traducem și printr-o formă de acceptare, de tolerare a semenilor noștri, da, așa? Da, toleranța. Să nu încercăm noi să-l schimbăm? Dacă a venit în viața noastră, poate că a venit cu un anumit Nu din întâmplare, scop. Da. Mai ales părinți și copii. Nu se naște un copil din întâmplare într-o familie. Acel copil s-a născut din acea mamă și tată pentru că ei aveau datoria să ofere iubire acelui spirit. Într-o viață anterioară nu au fost în armonie și atunci când s-au dus dincolo, s-au detașat de trup definitiv, au văzut cât de ce mare greșeală au făcut, că nu s-au înțeles, să zicem ca acum că se judecă părinții copii pentru o palmă de pământ, nu? Ajung dincolo și atunci înțeleg cât de greșit au procedat și doresc să vină înapoi să repare acea greșeală, să o remedieze. Și vin înapoi. Și cel care a fost atunci cel nedreptățit se va întrupa în copilul familiei. De ce? Pentru că e recunoscută iubirea mamei, a părinților pentru copii. Poate singura unde într-adevăr e o iubire necondiționată. Și atunci se întrupează în acea familie ca părinții lui să-i ofere iubirea de care l-au nedreptățit atunci, l-au văduvit. Deci până la urmă dumneavoastră spuneți că în această lume copilul vine, se întrupează într-o anumită familie pentru a ajuta părinții să-și învețe lecții și părinții și copilul să-și învețe. Da, de multe ori se nasc copii cu diferite handicapuri. De ce se nasc? Ele au stabilit dinainte să vină la întrupare, să vină, să se nască astfel, ca să-i determine pe părinții lor pământeni, pe cei care i-au ales ca părinți, să-i determine să facă pași spre lumină. Atunci când o familie are un copil bolnav, cu un handicap, va încerca să-l ajute. Și întâi voia cu doctorii, cu medicamentele, cu câte toate, dacă vede că nu s-a făcut bine, atunci merge la biserici, atunci încep să gândească la Dumnezeu. Am cunoscut așa un caz cu o fată care au dus-o părinții prin nu știu câte țări străine și degeaba. Au venit înapoi și au spus, gata, nu se poate face nimic. Și încercând și auzind că se poate, sau auzit de cineva că s-a vindecat cu o terapie anume, au început acești oameni, mama, tata și bunicii dinspre mamă, s-au înscris la toate cursurile. Au făcut tot ce au crezut de cuvință când ei au ajuns la un nivel, când au înțeles și au zis, Doamne, îți mulțumim pentru ce ne-ai dat, facă-se voia ta și nu a mea. Fetița s-a vindecat. S-a vindecat fără niciun tratament, fără nimic. Și atunci toți și-au dat seama că, de fapt, copilul acela s-a întrupat astfel ca să-i ajute pe ei să facă pași spre lumină. Da, și pe noi ne va ajuta acum o mică pauză de publicitate și revenim după aceea. Am revenit, dragi telespectatori, și așa cum este obiceiul acestei emisiuni, am să vă prezint cărțile acestei săptămâni și sigur că am o mare bucurie pentru că de data aceasta și autoarea acestor cărți este aici în studio, adică doamna Melfiora. Și o să încep cu prima carte de la care am și început discuția în această emisiune, vorba despre crucea energetică a Terei. Da? Am vorbit de cât de important sunt ghizii și
Am să vă prezint și o carte în care doamna Melchiora vorbește despre Eli, primul meu ghid astral. Așa. A doua carte, tot despre ghizi, Aleh, prietenul meu astral. Vorbim despre taina sarcofagului. Spuneam că doamna Melchiora organizează foarte multe tabere inițiatice și experiența pe care a acumulat-o în aceste tabere o descrie în cartea Tabere inițiatice, Portarul Celestre. Da? Și mai este o carte, Revărsarea de Lumină. Vreau să revenim la discuția noastră de dinainte, cât de important este ca să conștientizăm că fiecare persoană care vine în viața noastră nu vine întâmplător și că ce important sunt și copiii pe care Dumnezeu ne-i dăruiește sau copiii, cât de mult trebuie să le mulțumim copiilor care ne-au ales să le fim părinți. Și cât de mult ar trebui să învățăm de la ei. De la ei învățăm această iubire necondiționată. Da, aș vrea da. Să ne oprim un pic la această iubire necondiționată. Cum credeți dumneavoastră că o să ajungă oamenii să o învețe, să o aplice? Nu numai asupra celor din preajma lor, ci în general asupra tuturor semenilor. Dacă omul își face în interiorul său lumină, aceasta se extinde și o răsfrângem asupra celor apropiați, familia în primul rând, după aceea prietenii, după aceea cunoștințele. Și dacă noi persistăm în iubire față de semeni, noi creăm de fapt un cerc de lumină în jurul nostru și pe cât îi atingem cu această energie, ne conectăm la energia lor, se conectează la noi și se vor produce transformări și în ei. Asta în preajma unui om, chiar dacă el nu dorește pași în evoluție, dar asta zi de zi în preajma lui, energiile se întrepătrund și se trece de la unul la celălalt. Și cu timpul va beneficia și va începe să gândească așa cum se cuvine și celălalt. Părinții mai ales, părinții trebuie să, ei sunt cei care trebuie să fie răbdători cu copiii. Ei să accepte tot ce vine de la copilul lor, că tot ce vine de la copilul lor nu înseamnă decât evoluția lui. I s-a dat un învățător aproape prin care să învețe ceva. Astfel, copiii noștri sunt învățătorii noștri, au venit și ne-au fost dat special ca noi prin legăturile noastre de familie să evoluăm. Apoi, soții noștri, soțiile noastre, soții noștri, la fel, nu din întâmplare cineva se căsătorește cu cineva. Nu. Tot la fel, acei doi au de parcurs o lecție împreună. Și chiar dacă unul e mai puțin evoluat și zicem noi, nu e chiar așa cum ar trebui să fie, e lecția celuilalt să accepte. Și dacă nu acceptă, sunt cazuri când s-au despărțit și motive, că soțul meu a băut și ne-am despărțit. Bun, s-au despărțit. După un an, doi, trei, dacă femeia se recăsătorește, la început totul e roz și frumos, dar după un timp și acel al doilea soț are exact meteahna care a avut-o celălalt. Și atunci se gândește, uite, domne, dar cum se poate? Exact așa, pentru că lui e dată să înțeleagă această lecție. Adică să fie răbdător, să încerce prin iubire să-l îndrepte pe celălalt și nu prin faptul că divorțează și să urăsc. Și nu e voie ca cineva, când s-a despărțit, să poarte ură celuilalt. E deosebit de grav acest fapt. Dacă doi oameni, și se poate să nu le fie dat în viață să meargă până la adânci bătrâneți împreună, atât au avut de parcurs împreună și pe fiecare să-l aștepte altcineva undeva. Dar când se despart, nu e voie să se urască, nu e voie să-și transmită ură.
Adică să înțeleagă că atât a fost dat să fie împreună și ei trebuie să se respecte. Aude, acum ați făcut așa o mică lumină, pentru că vreau să vă întreb de ce unele căsnicii merg până la 50-60 de ani sărbătoresc nunta de aur de diamant și altele după o perioadă scurtă, unii după 7 ani, alții după 10 ani. Alții după 2-3 luni. Alții după 2-3 luni. Deci omul care a venit în viața celuilalt și a îndeplinit misiunea, persoana respectivă a învățat anumite lecții. Atât și poate... a fost dat. Când doi oameni căsătoriți nu se mai iubesc, nu mai comunică, nu mai e acea legătură care i-a unit, să presupunem că s-au căsătorit din dragoste, e foarte clar că drumurile lor se despart și fiecare are de mers pe un alt drum. Nu neapărat până la adânci bătrâneți, atât cât ți-a fost dat să parcurgi cu acel om, cât ai avut să-i oferi, cât ți-a fost dat să-i oferi iubire. Când dragostea, iubirea dintre cei doi dispare, căsnicia nu mai există, degeaba stau împreună. Căsnicia, căsătoria nu înseamnă altceva decât iubire. Când ea nu există, căsătoria nu mai există. Degeaba e contractul pe care scrie că se numește... o chestie formală, da. Dar de fapt când în nu fapt mai există, nu există între da. Cei doi iubirea, căsătoria e nulă, ea nu mai e în fața lui Dumnezeu, căsătoria înseamnă iubire. Când iubirea nu mai există, căsătoria trebuie pus punct la ea. Da. Mai există un lucru care se întâmplă și pe care l-am observat eu în viața de zi cu zi. Unele cupluri se despart, imediat unul dintre parteneri își găsește perechea, mă rog, mai mult sau mai puțin ideală, iar celălalt rămâne singur. Există vreo explicație? Da, logică? Există și mă gândesc acum la emoțiile captive în sufletul omului. Uh-huh. Sunt oameni care nu pot oferi iubire. De ce? Au trecut prin niște traume sau niște suferințe, uh-huh. atât în copilărie, cât în adolescență sau chiar la maturitate, și ei nu au capacitatea de a oferi iubire. Uh-huh. S-au căsătorit, s-au plăcut, dar nu a fost ceva profund din inimă. Și atunci, sigur că celălalt, după un timp, va simți că nu îi se răspunde cu aceeași monedă și va pune punct de la un timp. Ei, celălalt care rămâne singur, el de fapt are de lucru în interiorul lui. Acolo e de lucru ca el să poată oferi iubire, să poată primi iubire. Dacă nu oferă iubire, n-are nici cum să primească. Bine, dar n-ar putea și varianta cealaltă, să zicem, că și-a învățat lecția. Și acum se despart foarte mulți și vă spun, în ultimii ani, să zicem chiar 2 ani, sunt foarte, foarte multe divorțurile sunt aproape și, cât căsătoriile. Da, despărțiri. Iată că ajungem la 2012, când zicem noi până la acest an, toți trebuie să-și achite datoriile karmice. Uh-huh. Și atunci, te-ai căsătorit, ți-ai achitat datoria karmică și pui punct. De ce? Pentru că ai altceva de făcut, altceva are fiecare de făcut. Uh-huh. Și atunci, decât să stea împreună, să se urască, sau să-l stagneze, da, să-l împiedice pe celălalt să evolueze. Și e foarte bine, când doi oameni nu se mai iubesc, nu au de ce să stea împreună, dar trebuie găsită, mai ales unde, când sunt copii, găsită modalitatea ca acei copii să nu sufere. Acei copii, nu are voie mama să pornească copilul împotriva tatălui sau și tatăl împotriva invers, mamei. Nu, aceea e o mare greșeală. Și atunci încă nu și-au achitat datoriile karmice și vor mai veni împreună dacă fac așa ceva. Vreau să revenim puțin la ghizi. Spuneați că primele ființe, primele entități care ne ajută, care ne iau de mânuță, care ne duc la grădiniță, primii noștri educatori, sunt de fapt ghizii. Ce urmează după ghizi? Păi sunt ghizii, cei care au trăit pe Terra, după aceea sunt ghizii care n-au fost niciodată întrupați, ghizii superiori. Mai sunt îngerii care sunt în preajma noastră, îngerii noștri păzitori, să știți că există, numai că ei nu intervin în viețile noastre, doar așteaptă să le cerem. Sunt arhanghelii care ne ajută, entități super, super evoluate. Deci eu să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că în universul acesta și în jurul nostru
sunt foarte multe ființe benefice, dornice să ne ajute. Da, da. Tot ceea ce ne revine nouă este să apelăm la ajutorul lor. Spuneți-mi, spre exemplu, când, pentru că dumneavoastră aveți acum experiență, când vrei să ceri ajutorul unui ghid, a unui înger, a unui arhanghel, cum îi simți prezența? Adică, bine, bine, eu cer ajutorul și așa. Trebuie să-mi vină undeva un mesaj. Cum vine mesajul acesta? Vine vizual, auditiv, îl simt eu, am o anumită stare? Ajungem la credință. Dacă ai credință cât un bob de muștar, poți să mulți mulți, da. Dacă omul crede în ceea ce face, e foarte bine să creadă. Când ai cerut ajutorul unui ghid, unui înger, unui arhanghel, cu cuvintele tale, să știți că rugăciunile cele mai puternice sunt acele care omul le spune din inima sa, cuvintele lui. Degeaba ne rugăm noi cu, să zicem, cu psalmii. Să știți că e o greșeală foarte mare. Adică citește psalmul cu tare, unde spune că David a vrut să cucerească un popor și i-a distrus. Păi e rugăciune? A fost rugăciunea lui pentru că el a dorit aceasta. Tu când te rogi sau noi, fiecare când ne rugăm, cere cu cuvintele tale la Dumnezeu ceea ce tu dorești să ți se împlinească. Cere din inima ta. Din inima ta să pornească dorința cu cuvintele tale, asta e rugăciunea cea mai puternică pentru oameni. Nu rugăciuni luate din cărți, scrise de nu știu cine, gândite de nu știu cine. Rugăciunea trebuie să plece din inima omului. Asta e rugăciunea cea mai puternică. Cum ne rugăm, cum invocăm? Foarte simplu. Îngerul meu păzitor, te rog ajută-mă să-mi rezolv problema cu tare. Arhanghelul cu tare, te rog ajută-mă, sunt într-o situație disperată, am nevoie delicată, de cu tare. Da. Te rog ajută-mă și el te ajută. Nici nu, când ai gândit care e situația, care e problema, gândurile noastre sunt energie, ei le văd. Noi rostim pentru noi, că nu vrem să credem că altfel se poate, dar nu e neapărat nevoie să rostim. Ai gândit? Gândul are o forță foarte mare, o viteză foarte mare. Când gândim la o entitate, în clipa când am gândit, ne-am conectat în energia ei și ea simte și știe ce o rog eu, ce-mi doresc eu. Bun, și această dorință se poate împlini sau să nu poate? Se poate să nu dacă se împlinească? Dacă ne este dat... Dacă cerem ceea ce ne este dat, se împlinește. De multe ori omul cere, de exemplu, degeaba să zic, cer eu să am un castel în Spania și un avion și un elicopter. Păi dacă eu n-am venit și nu am în programul destinului aceasta, nu mi se va împlini. Sau dacă insist, mi se dă. Dar cu primul zbor voi cădea și voi păți ceva. Deci noi trebuie când cerem ceva să nu uităm, să spunem, să gândim, să se împlinească aceasta dacă mie mi intră în program. Și dacă este cu voia lui Dumnezeu. Dacă mi este permis, dacă mi se cuvine. Dacă mi se cuvine, că omul poate cere și cere. Da. Dar să cerem numai ceea ce ni se cuvine. Bine, cred că acum ne-ați lămurit foarte mult, pentru că multă lume spune, eu mă rog, eu cer și credința. Nu și ce. Când omul cere cu credință, crede în ceea ce face, îi se împlinește. Dacă nu are credință, asta e credința, să crezi. Să crezi în ceea ce faci, atunci se împlinește. Și să crezi în ceea ce faci în general, și să cer doar lucruri bune. Da, pentru tine și pentru semenul tău. Pentru că dacă cineva cere ceva împotriva semenului său, că dacă, de fapt și-a cerut împotriva lui. Dacă și când tu ai o dispută cu Georgica și vrei să îi se oprească motorul tocmai când e pe autostradă, exact, sigur cel că care cere va avea parte de o suferință echivalentă cu care a cerut pentru celălalt. Deci ce este foarte important în ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este să avem mare grijă la ceea ce cerem, la ceea ce ne rugăm, la ceea ce ne dorim și cât de importante sunt aceste gânduri pe care noi le avem față de ceea ce dorim să facem, față de ceea ce ne înconjoară, față de semenii noștri. Ajungem iar acolo. Autocontrol. Autocontrol asupra gând, cuvânt și faptă. Asta se cere omului. Dar cred omului că trebuie să existe o unitate, că eu mai spun mereu lucrul acesta, să existe o unitate între ceea ce gândești, ce spui și ce faci. Pentru că cred că vi se întâmplă și dumneavoastră, cum ni s-au mai întâmplat și nouă de altfel,
că stai de vorbă cu cineva și îți spune niște cuvinte frumoase despre tine, dar tu îl simți că de fapt în gândul lui cam ce spune ar fi bine să nu le... Știți ce se întâmplă atunci? Da. Cel care una spune și alta gândește, pur și simplu se îmbolnăvește. Și, să zicem, mai ales la femei, toate vor suferi de probleme cu tiroida. Glandele. Pentru că se face un blocaj. Ai gândit una și ai emis alta și atunci ai se produce un blocaj și de acolo încep bolile. Și merge la toți doctorii și nu-i găsește nimic, nu are ce să-i găsească. Dar pentru că a gândit una și a spus alta, toate sunt ca un bumerang, se întorc cândva înapoi la om. Dacă au fost de bine, va primi și el bine. Dacă au fost gânduri necuvincioase, va avea parte de suferință. Gândurile sunt ca niște bumeranguri. Da, deci mare, dragi telespectatori, mare grijă la gândurile pe care noi le emitem, deși la un moment dat mulți ar putea să zâmbească și ei, da, lasă, gândesc eu nu știu ce despre Georgică și dacă nu-i se întâmplă lui, mi se întâmplă mie. Pentru că eu mai am discuții că... Mă rog, câteodată mai îmi reproșează unii alții că de ce mereu le spun să fiu, cum să fiu eu bun față de nu știu cine, cum să-l iubesc, cum să-l ajut, când nici nu știi câte mi-a făcut și așa mai departe. Nu, se întâmplă, nu din întâmplare a făcut. Da, se întâmplă că după o perioadă de în viața persoanei respective au loc tot felul de evenimente și își pune întrebarea ce, Doamne, dar de ce mie, dar așa. Și atunci zic că, sigur că nu-i cel mai potrivit moment, zice el pentru el, să-i spun așa, da, zic, dar nu asta de ce mie, ci ce mesaj am primit, ce am făcut de mi s-a întâmplat mie lucrul acesta, că mie asta sau celor dragi din jurul trebuie să din se gândească omul, sigur că da. Toate se întorc, nu rămâne, așa cum se spune, nu rămâne nimic neplătit. Dacă omul emite gânduri frumoase, luminoase, și acelea se întorc cândva la el înapoi, la emițător, și atunci omul are o bucurie. Dacă gândurile lui au fost neluminoase, de ură, de neiubire, de tot felul de invidii, cândva se întorc și acelea și îl lovesc crunt. Și atunci zice omul, de ce? M-a bătut Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu singur. Bate și le face omul singur. Dumnezeu e iubire. Dar am venit aici, pe acest pământ, să experimentăm viața prin intermediul trupului carnal. Și o experimentăm. Și suntem, ni s-a dat liber arbitru, să facem ce vrem cu viața noastră. Și atunci omul singur își culege roadele faptelor, gândurilor și cuvintelor lui. Am primit așa de multe învățături de la dumneavoastră. Aș vrea să revin puțin la România, la misiunea România, că știu că vă este dragă, la fel îmi este dragă și mie. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră România în contextul acestui, nu neapărat acestui an 2012, când de fapt s-a țesut o întreagă legendă asupra lui, că mare lucru nu se... De fapt suntem în 2012, anul 2012 s-a încheiat. Da. Pentru că ziua are 16 ore, că anul s-a încheiat, așa că să nu mai așteptăm ce se întâmplă în 2012, că suntem trecuți de 2012. Să știți că există o deschidere spre spiritualitate la nivel de țară. Eu circul prin diferite orașe și mă bucur nespus când văd atâția tineri, atâta tineret care vrea cunoaștere, care doresc să știe, care vreau mai mult decât li se predă la școală. Sau mai mult decât informația pe care o iau de pe internet. Da, că până la urmă, sigur, internetul este extraordinar de binevenit în viața noastră, dar și acolo informațiile și mai acolo sunt selectate. Da, sigur, mai găsești și ce n-ar trebui și... Da, și, dar nu, sunt, și trunchiată, nu întotdeauna... Da, e o deschidere spre spiritual și asta face parte din misiunea România. Și e bine că este așa. Așa cum spuneți dumneavoastră, și umblu destul de mult în lume și ce am observat, și aș vrea să-mi confirmați sau să-mi infirmați ceea ce spun eu acum, că parcă începe să fie așa să se creeze o mică falie între această Românie frumoasă, spirituală, cu oameni minunați, care încearcă să aplice acele reguli de viață frumoase, și între lumea aceasta zbuciumată, hai să o spunem pe nume, lumea politicii. Care e percepția noastră? Am perceput ce durere politica. E durere pentru că acolo e multă ură.
nu trebuie să fie ură. Interesul oamenilor politici nu este spre binele poporului. Păi atunci de ce să urăsc? De ce atâta ură? Nu e bine. Asta blochează oarecum. Nu întâmplător v-am întrebat despre această reacție și atitudine a lumii politice și ușoara falie care o simt eu că se creează între lumea politică și ceilalți care nu sunt implicați, pentru că suntem și într-o perioadă de, mă rog, campanie, într-un an electoral, să-i spunem, că urmează alegerile locale, pe urmă alegerile parlamentare. Ce ar trebui ei, politicienii, să schimbe în discursul lor, în oferta lor electorală? Adică să nu mai ofere galoși. Ce ar putea să... Să nu fie ură. Să nu fie ură între ei. Asta e foarte important. Să nu fie ură. Nici politica, nici în politică nu trebuie să fie ură. Când vor ajunge să nu se urască unii pe alții, că toți se spune că vor binele țării, atunci, într-adevăr, va fi binele țării, când nu se vor mai ură. Da, pentru că vedeți dumneavoastră cum e acum. Se duc și pun afișe. Și gruparea lui Popescu se bate cu gruparea lui Ionescu, vine gruparea lui Tache. Nu se bate nimeni pentru binele țării, se bat ei între ei. Ei între ei. Asta deci e probabil că durerea. Ei o să trebuiască să conștientizeze că atunci când o să existe o armonie, o înțelegere și rostul politicii, când rostul țării. Când vor ajunge în politică cei care acum sunt preocupați de spiritualitate, atunci așa va fi. Credeți că va veni vremea aceea? Da, sigur, sigur. Cum să nu? Păi nu suntem grădina Maicii Domnului. Trebuie. Mi-ați citit gândul, doamna Melfiora. Trebuie. Pentru că vroiam să vă întreb, așa cum am mai întrebat pe foarte multă lume, dacă și dumneavoastră confirmați, sau mă rog, sunteți de aceeași părere cu ceea ce a spus Papa Paul al II-lea, că România este grădina Maicii Domnului și dacă... Pe viitor, indiferent ce frământări vor fi în afara granițelor, ne va atinge sau nu ne va atinge în interior? Știți ceva? Pe cei care se preocupați de spiritualitate, nu îi atinge nici acum nimic. Absolut nimic. Te uiți așa ca la o piesă de teatru, cum se ceartă 2 sau 3 sau 30 sau 200 și iei ca atare. Nu te afectează. Pe mine nu mă afectează cu nimic. Și zic, toate se întâmplă conform programului. Dacă ei se urăsc, sau mai clar, avem întotdeauna conducătorii pe care îi merităm. Așa ca o paranteză, dacă îmi dați voie să o spun și ca formă de glumă, pe dumneavoastră nu vă deranjează în mod deosebit că Munteanu a dat la Deva șlap sau galoș sau ce a dat, le-a pus în fața ușii. Nu știu, mie nu mi-a fost nimeni nimic. Da. Nu mă implic, să vă spun, sunt foarte detașată de chestiunile acestea. Le văd și așa, zâmbesc. Dar mi-ați dat o veste bună. Ce fac oamenii care n-ar trebui să facă aceasta. Deci la viitoarele alegeri, în viitorii ani, 2016-2020, așa, credeți dumneavoastră că în sânul politicii vor veni și oameni spirituali? Sigur că da, sigur că da. Să nu credem acum că vor fi toți gen becali. Nu, spiritualitatea e altceva. Nu. E altceva. Nu. Deci nu m-am referit la genul acesta de spiritual. Nu. Nu știu, n-aș vrea să greșesc, dar eu zic așa, una e religia și alta e spiritualitate. Una e religia și alta e Dumnezeu. În spiritualitate nu trebuie bogății, nu trebuie să acumulezi averi. Ce să faci cu ele? Să deschizi nu știu ce bănci? Trebuie multă iubire pentru semenul tău. Asta multă prețuire pentru semenul tău. Ei, să văd și eu că cei care sunt foarte religioși își dau averile sau cumpără măcar o casă la un om care n-are unde să locuiască. Și atunci zice, da, uite, un om care a înțeles ceva. Doamna Melfiora, pentru că emisiunea se apropie de sfârșit, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați onorat această invitație. Dragii noștri telespectatori, cred că sunt mai bogați după această emisiune. Cred că ne-ați dat foarte multe teme de meditație. Vă aștept cu drag la Bistrița, pentru că aveți așa de multe să ne spuneți. Sper să ne mai revedem. Iar noastră, dragi telespectatori, până săptămâna viitoare, vă doresc lumină, iubire și armonie și nu uitați, mâine să fiți mai buni decât astăzi. O seară frumoasă!